la RXF News. Foarte puțin timp ne mai desparte de gala RXF 47, care se anunță a fi cu adevărat incendiară. Și o să începem în forță, așa cum este și antrenamentul lui Camaz pentru meciul cu Adi Lupșe. Priviți! Conferința duminica aceasta, unde se anunță haos total. Alex Preda spune că va face spectacol la Club Boxia, acolo unde, evident, vă așteptăm și pe voi, începând cu ora 18, să vă întâlniți favoriții. Nu uitați însă, conferința este disponibilă începând cu ora 20 pe canalul de YouTube RXF MMA. Salut, prieteni! Nu uitați, 22 septembrie, Boxia Club, orele 18, va fi o conferință de presă, unde voi face un spectacol de data asta. Un spectacol mare, la orele 18 este intrarea liberă și conferința va începe la orele 20. Cine nu poate să ne urmărească, pe canalul de YouTube va fi transmis gratis. Așa că vă aștept un număr cât mai mare. Deranjat de faptul că adversarul îl consideră slab, Adi Lupșe vine cu replica și vrea să-l dea drept exemplu pe 24 septembrie. Vă salut cu respect pe toți prietenii mei. Am văzut că circulă un videoclip destul de viral pe TikTok în care Camaz își dă cu părerea că n-aș fi de categoria lui. Vreau să-l anunț atât. Vezi că de la ultimul meci am progresat foarte mult. Am acumulat experiență. O să vedem în meci dacă mă ridic la așteptările oamenilor, dar vă spun că o să aveți o surpriză. O să rămâne surprins plăcut de ce categorie îs. Eu atâta vreau să-ți transmit, Camaz. Pune mâna și te pregătește. Că vei fi dat exemplu. Pe data de 24 septembrie vă promit din suflet că îl bat, îl dau exemplu, arunc păstă cușcă. Voi cum credeți că vin la meci nepregătit, fraților? Dacă nu le ție numai rachete și în ciocani și în teroare, așa că Camaz, nu mai-ți dat tu cu părerea dacă ești din nivelul tău sau din categoria ta. Că am fost singurul care am semnat, restul o vorbit. Așa că de la vorbe la fapte e drum lung. Respect la toată lumea. Vă propun să mergem mai departe și să urmărim un material în care Yamato Zaharia ne arată cum îi ia lui neveu ce are mai de preț. Și fie așa, uita mașina aici, nu știu unde s-a dus, cred că să fugă de frică de mine, hai să-i furăm mașina. Ce ai făcut, bă, că mi-l lasă și că ai fost la oi cu ea, ai cărat oile, ia uite, prostoape, cervețele, cred că ți-ai Gioco Di Mano în mașină, hai să-i furăm mașina, pa! Dar în timp ce Yamato îi fură mașina, Neveu o fură pe Emma și susține sușitare că are o relație cu ea. La ce mă refer? Vedem acum. Iar cu acestea fiind spuse, e clar că avem nevoie de lămuriri. Așa că Emma Carter, sau Miruna Milu pe numele său real, intră în scenă și ne spune adevărul. Hai să ascultăm. Toată lumea mă întreabă dacă am făcut sau nu filmul cu Neveu. Nu, nu am făcut niciun film cu Neveu. Într-adevăr, m-am întâlnit cu el la o piscină, am făcut niște poze, am făcut niște TikTok-uri, îmbrăcată în ținuta sport, îmbrăcată în costum de baie, dar aia a fost tot.
Exact cum am spus, voi face film cu câștigătorul, vedem pe 24 cine va fi câștigătorul și după vedem ce film facem, nu? Deci, NV-ul nu știu ce încearcă să facă. Continuăm jurnalul și vă invit acum să urmărim povestea lui Marian Dinu. Fostul campion RXF Slap intră marți în cușcă în seria de 5, așa că acum vedem ce strategie are. Salutare tuturor! După cum bine știți, al vostru Marian Dinu, iar pe 24 septembrie vă aștept pe toți la sala polivalentă pentru că voi lupta în meciul de 5 din cadrul galei RXF 47. Mă pregătesc foarte mult pentru acest meci, vreau să arăt tuturor că eu voi fi cel care va câștiga centura Final Boss. Am niște adversari foarte puternici, foarte motivați să-mi arate că pot să treacă peste mine, dar după cum bine știți, am dărâmat și la slep pe colo și aceea. Vă știți cât de puternic sunt, știți ce experiență am în spate și vreau să arăt acolo că eu merit acea centură. Antrenamentele sunt foarte grele, am început să mă pregătesc să fac sparinguri specifice pentru acest meci cu mai mulți adversari. Maestru știe bine ce să-mi pună la punct pentru acest meci, ce să pregătim pentru fiecare în parte. Sunt motivat să arăt tuturor, chiar dacă viața de acasă cu viața de la sală, cu totul, este foarte grea. Eu încerc să le îmbin pe toate, să arăt tuturor că sunt campion și de ce nu vă aștept pe toți la sala polivalentă pe 24 septembrie să vedeți acolo de ce sunt în stare. Băieți, pregătiți-vă că voi știți ce este din mâinile astea. După ce ne-a făcut o demonstrație de antrenament la Vatican, acum continuă antrenamentele în aer liber și pare că este gata de războiul cu George Zănoagă. Da, vorbim despre Florentin Ionescu, așa că hai să vedem. Got to let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Let out the, let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I'll take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the. Let out the, let out the. Yeah, I hear him chats in the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man's so tough, but man's keep walking, yeah. Dress too sharp with the prize. White girls, let her tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. Wanna touch me, please use caution. Beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the. Let out the, let out the. Big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats. When the whole place scream, gotta get out the. Get out the. Yeah, I hear him chat in the noise. Move too quick. Butucel este foarte supărat și vă dezvălui chiar acum motivele. Ei bine, tânărul care intră marți în cușcă împotriva lui Yuki și Capone spune că prietenii au râs de el la auzul numelor persoanelor cu care se va bate în RXF 47. Ce mesaj le transmite Butucel, vedem împreună. Salutare, sunt Butucel, am vârsta de 31 de ani, sunt din Vaslui. Este a doua experiență pe care o am în RXF, prima a fost foarte ușoară. A doua este și mai ușoară pentru că sunt din Vaslui și ei doi nu dețin putere pentru mine, nu pericol, nimic. Ce să zic despre meciul meu cu ei? Am să-i omor în 10 secunde, 10 la 1, 10 la 1. Și m-au provocat cu chestii urâte, cu cruci, cu nu știu ce mai fac, cu păcăciul de ăsta în cap, cu mormântări din astea, nu știu, astea oricum o să-i distrug rău tare când o să fie pe data de 24 septembrie. Prima mea experiență în cușcă care am avut-o cu Roberto a fost foarte simplă, foarte ușoară, fără emoții, fără frică. Știam că câștig, că îl bat. Și a doua o să fie tot la fel, poate mai rapid. Prietenii mei au început să râdă când au auzit că îi lovesc, că mă bat cu muștile astea două micuțe. Ei știu că eu am să câștig meciul ăsta. Eu cred că meciul o să dureze 10 secunde la 1, iar la celălalt o să mă pun în genunchi și o să fac un pic de show cu el acolo în cușcă. O să ies învingător din cușca RXF acum în septembrie. O să ies învingător din cușca cu aceste două gâzulițe. Mesajul meu pentru cele două musculițe este următorul. O să vă bat ca pe femei. Așa să vă rog, asta bă. Bobby
Cioiuș a luat în serios rolul în meciul de 5 și nu vrea să se facă de râs. Nu lipsește de la niciun antrenament, iar pregătirea nu s-a oprit nici până acum. Și știe că îl poate oferi, însă nu se sfiește și să transmită mesaje către adversarul său. Normal, noi suntem primii care aflăm, așa că a sosit momentul să vă arătăm și vouă despre ce este vorba. Vă salut, oameni buni. Am și o întrebare. Credeți că duce cam azi? Croșul ăsta e dreapta, hai să vedem. Vă spun, oameni buni, la lovitura asta de stânga, îl amețesc, dar dreapta doarme. George este fără doar și poate unul dintre cei mai conștiincioși și consecvenți luptători din RXF, mereu pregătit, ne arată cum se pregătește în ultimele zile de antrenamente. Și vreau să vorbim acum despre Yamato. Sportiv de performanță și profesionist desăvârșit, își spune povestea în fața noastră. Priviți! Alifie, pregătește-te că pe 24 septembrie vin după tine. Nu o să mai fiu în postura de arbitru, o să fiu în postura de luptător, deci o să pot să-ți dau legal numai în mufa aia urâtă. Vezi că te prind și dă ciocul ăla și numai așa îți dau un cap. Și vezi că 100.000 de euro rămâne aici la mine în portofel. Îți mai dau și ție așa să dormi, să nu te mai cazezi în mașina de ți-a dat-o RXF-ul. Încă de când aveam 18 ani și am trecut la seniori, RXF-ul a vrut să mă copteze în această frumoasă promoție. Uite că 10 ani mai târziu îmi fac debutul în RXF și cum, altfel decât la superlativ, o să fie un meci senzațional. Veniți la sala polivalentă că o să vă garantez show marca RXF și Yamato Zaharia. Bineînțeles că mă pregătesc pentru această alifie obosită. Mai au câte 2-3 femei, acum văd că mă copiază și el. A încercat cu Maria de la Insula Iubirii, dar ce să vezi, tot la mine a ajuns. Deci alifie, 3 operații degeaba le ai. Eu mă pregătesc pentru campionatele mele, am un campionat puternic în noiembrie. Și pentru tine, alifie, ce să zic? De astea, numai așa. Neveule, ai mai intrat cu sportivi de performanță, te-au luat la mișto pentru că tu ești o caricatură de om și de pseudosportiv. Când o să intri cu mine, o să fie și ultimul tău meci, așa cum ți-am zis, cu picioarele înainte mai ești din cușcă, o să-ți dau de o să-ți rup picioarele, ca să nu mai ai numele sportivilor pe buzele tale, care au muncit și s-au chinuit. Andreea Tonciu a dat verdictul. Pe cine mizează vedeta, aflăm din materialul pe care vi l-am pregătit. Talent, carismă și rafinețe. Asta spui când o vezi pe Andreea Tonciu. Bună seara, Andreea, ce Bună faci? Bună seara, vai, dar ce drăguț ești, dragul meu! Mulțumesc, ca tine de obicei. Oh, mulțumesc! Fii atentă, bravo, ai stil. Survivor, dar în viitorul apropiat, RXF? Nu știu ce să spun. La întrebarea asta nu răspund. Ai auzit de gala RXF, presupun? Normal că am auzit, am fost și contactată. Am înțeles, bineînțeles, am contactat. Fii atent aici la mine. Marți avem gala cea mare.
lupte peste lupte, vedete bătăi peste bătăi. Exact, bătăi peste bătăi. Tu, dacă ar fi să intri în cușcă vreodată, cu cine intra în cușcă? Nu știu. Chiar n-am așa pe nimeni. N-ai dușmănie pe nimeni? N-am dușmănie pe nimeni, nu. În 2024 nu mai există dușmănie la Andreea Tonciu. Cel mai controversat meci pe care îl avem, adică main event-ul, o să fie între Amato Zaharia și Ovidiu Neveu. Care crezi tu că va câștiga premiul cel mare? Sincer să fiu, nici nu știu cum să bat băieții ăștia doi, pentru că nu am urmărit. Uh-huh. Nu-mi place să mă uit la bătăi. Dar tu știi care se primește? Să câștige cel mai bun! Cel mai bun. Dar da. Tu știi care se primește cel mare? Care? Un film porno cu Emma Carter. Cel care câștigă o să facă un film porno cu Emma Carter. Deci eu nu pot să cred așa ceva. Deci ei ba se da. Bat... nu se bat pentru inima lui Emma. Da, deci ei nu se bat pentru bani. Și pentru bani, dar și scopuri nobile, aș putea spune. Da, am înțeles. Săptămâna aceasta la Fight Club, colegii mei au avut o ediție specială în care s-au atins multe subiecte importante, așa că haideți să vedem. Este dedicat mai mult publicului care nu va trebui să plătești pentru aceste lucruri. Putem anunța de pe acum că avem și va fi transmis pentru plus 18 anumite momente, pentru că nu este foarte cu minte proiectul. Se poate da pe YouTube așa ceva? Se poate da plus 18 cu un pic, cu cadre diferite un pic, dar nu este un proiect. Până la urmă YouTube-ul te poate cenzura pentru că este. Ai niște termeni și condiții pe care dar, trebuie să este un proiect Eric Sef și niciodată nu suntem cu minți. Cam asta nu sunt necumis, dar se întâmplă să ți-ai strike dacă pe canal. Dacă nu e problemă, le dăm separat pe canalul nostru de Telegram ca să creștem și acolo. Asta e altceva, sau le trimitem cumva, nu știu. Exact. Pe site poate pot pe fi site, puse pe pentru că acolo... canalul nostru de Telegram pe vom găsi variante... Pe site 100% vor putea fi puse pentru că acolo trebuie să te înscrii, trebuie să fii exact. Major. Luni, pe 23 septembrie, avem sesiuni de Q&A cu luptătorii, așa că vă invităm să aflați toate secretele lor. În direct, bineînțeles, pe canalul de YouTube Eric Sef MMA. În curând veți afla și ora, așadar stați cu ochii pe noi. Și este momentul să aflăm ce spun susținătorii Eric Sef în ceea ce privește meciul dintre Yamato și Neveu. Hai să vedem. E foarte dificil, foarte dificil. Cu Yamato știm și noi și Neveu e printre favoriții mei. Dar merg pe Yamato. Dacă, niciun dacă, câștigă Yamato. Eu sau Yamato? Neveu. Merg pe Yamato. Un meci al orgolilor, un meci de care pe care. Neveu este dârz, este curajos, are inimă de leu, însă va da de un Yamato Zaharia experimentat, sportiv și mizez pe Yamato Zaharia. Bună! În calitate de medic dermatolog, nu recomand cremă Alifie Nivea. Vrem Yamato Zaharia. Voi merge pe Yamato pentru că trebuie să demonstreze că este un campion. Voi merge pe Yamato pentru că are o experiență vastă, cel mai bun să câștige. Cumpără acum pay-per-view și biletele pe ericsef.ro. Conflictul dintre Angelo și Maria Andinu stă să izbucnească, iar Angelo răspunde rapid. Totul a început de la un mesaj pe care îl ascultăm acum. Am și un mesaj pentru băieții mei din cușca de 5. Încă aveți timp să o faceți rezervare la spital, ca să știți cum stați. Mike Diamonds, Codrus Popovic și cu Maria Andinu. Încă aveți timp să o faceți rezervare la spital. Să vă rezervați patul, că vă bag în gips. Hai, vă pup! Păi cine a mai băgat în spital? Păi putem să facem debutul, Mariane. Putem să facem debutul cu tine. Pe 24 septembrie. Poți să faci și anunțul, nu-i problemă. Doar să rezervești apat la Floreasca. Iar Dorian Popovici nici bine n-a venit și deja a început să facă victime. După conflictul cu Dinu, a cărui continuare o vedem imediat, acum a intrat în colimator și Mike Diamonds. Bă, mor de râs. Deci acum am văzut antrenamentul lui Mike Diamonds. Bă, Mike, în primul rând vreau să zic că te respect ca și om, da, și ca și prezentator. Dar nu știu ce cauți tu în meciul ăsta, frățiorul meu. Deci m-am uitat la antrenamentele tale. Nu știu ce crezi că o să faci tu cu figurile alea, cu mișcările alea. E jale, frate, te-ai băgat cu bagafonțe să plătești tare. Mamă, o să cânt Mike Diamonds. Păi dacă tu ești Mike Diamonds, eu știi cine ești, eu sunt Dorian Cristal. Și v-am spus despre conflictul dintre Popovici și Dinu. Așa că nu este cazul să lungim vorba, pentru că declarațiile lor sunt de-a dreptul spumoase.
Bă, deci fiți atenți, bă, tot îmi zicea Dinu, bă, Dorian, abia aștept să intri. Eu tare mă gândeam că în meci se referă, mă. Dar fiți atenți, mă, unde vrea să intru, mă, omul. Băi, Doriane, m-ai catalogat greșit, fratele meu, pluma ta. Încă îți aduc aminte când ai venit la București atunci la conferința de presă la pentru Gala RXF 46 de a avea meciul cu Barbu. Ne-a țipat Barbu pe tine, te-ai dus repede la baie, bă, fratele meu, și ți-a căzut ăsta. Eu vreau să-ți dau înapoi, să-ți dau cu el peste cură, să nu uiți de unde ai plecat. Ia-ți jucările înapoi, frate, și de unde ai venit. Băi, am văzut și eu acum că și-a luat Dinu jucărie nouă. M-ai făcut, dar mers să cumpăr vibrator. Și au zis că cică și-au început și antrenamentele pentru Găoază pe când vine regele la București. Doriane! Am păstrat ce este mai bun la final, pentru că este momentul să aflați că s-a găsit adversară pentru Ruxandra Ilenei. Se numește Gabriela Hristea, este profesionistă și este gata să dea tot ce are mai bun marți seara în meciul cu Ruxandra Ilenei. Priviți! Am acceptat acest meci înainte cu 5 zile. Sper că adversarul meu să fie pregătită. Ne vedem pe 24 septembrie la sala polivalentă din București. RXF News a ajuns la final. Eu sunt Daniela Mireanu și ne vedem și săptămâna viitoare de la ora 20 pe canalul de YouTube RXF MMA, acolo unde, ca de fiecare dată, vă invit să dați like și subscribe. Și nu uitați, ne vedem marți cu cea mai tare gală, cele mai tari știri și, bineînțeles, duminică de la ora 20 la Club Boxia începe conferința Gala RXF 47. Pe curând!